făcut? O, prietene, am luat-o pe Lumina, chiriașa noastră, gata, s-a terminat, filmează-mă aici. Marșul, dar nu putem băga muzică, că nu ne lasă YouTube-ul. Pot, 10 secunde. O să punem la editare, cred că 10 secunde, că ducem mireasa. Nu, lasă-mă mireasa. Mă ducem acasă. Da, Bubu e acasă, ai vorbit cu el. Și ce trebuie să fie acasă? Păi să te dau în primire. Lumina ne-a făcut plăcere să fii la noi. O să ne fie dor de tine, Lumina. Ne învățasem cu tine. Dar o să venim să luăm cafeaua de dimineață cu tine fiecare zi la Bubu. Cam ajuns, fraților, mai avem puțin. Acum pun ca să întoarcem camera, nu? Să vedem, prieteni, ce reacție are Bubu. Să vedem, o să-i fie dor de Lumina. Stai, pe tot pe camera asta din față. Casă dulce, casă. Stinge, Denis, melodia, gata. Oprește-mi. Mamă, ce câine aici pe strada asta, Doamne ferește, dacă era un copil mic pe aici, Doamne ferească Dumnezeu, ce agresiv sunt câinii. Păi, bagă primirea, filmează. Stai așa, să dăm în primire. Băi, Bubu! Să ai grijă, să respecti și să ai grijă de ea. Și să nu mai dea afară, zic. Și să nu mai dea afară din casă, da? Promis să ai grijă de ea. Facem un păcat la asta. Ce? Da, acum condiții, acum. Să nu mai țipă dimineața. Să nu mai țipați dimineața la ea. Să nu mai pomenească nimic. Să nu mai pomenească nimic. Și trecutul să rămâne trecut, nu mai o supăra. Gata, Bobule. Gata, am pus condiții, prieteni. Am adus-o cu bine, am ajuns cu bine. Aveți grijă de ea. Dacă nu pleacă înapoi. Păi cum? Contractul nu l-am încheiat. N-am închis contractul. Acum, dacă nu respectați condițiile... Gata, David la etajul 1. Și-a luat etajul înapoi. Da, vă aveți grijă de ea, da? Ce e aici? Ce să fie? Nu i-ai făcut curățenie în cameră. Babau. Vreau să te dau drumul la aer condiționat, acum să vezi. Du-te bine, mec, să dă furbeaza mare. Pune niște stropituri cu apă acolo. Aia și pune capuia. Mă, mama, am pus condițiile, gata, le-a acceptat. Gata. Ce se face, prieteni? Mai face și noi, Caterica, ce se face? S-a mai râde, mai alea, ochi că te-ai urmiți.
Ai grijă de ea. Eu am grijă de ea. Băi, la noi cât a fost fericită, bucuroasă. Nu mai râdea gura ei. Dar voi e tristă, băi. Dacă vă supărați. Normal că am grijă de ea, mă, și că știu eu fac, îți dai seama. Și să nu-i mai permiteți de nu se vorbească urât. Nu lăsați glumele, auzi, că prieteni mai și glumește cu urmările cu toată lumea. Eu nu stau aici, mă, cu ce calde. O, cocoasă, filmul! Hai, gata, hai să facem o tăierea. Prieteni, acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumim frumos că sunteți abonați la noi și pentru cei care nu s-au abonat, vă așteptăm în continuare. Să spun două vorbe, auzi. Prieteni, știți că Florin e cu Caterinca lui și glumește, Lumina nu are nicio problemă, nicio treabă, a stat și acolo 5-6 zile la mama, știți că mama e bătrână, e, na, mai bolnavă, mai alea, care problemă? Face parte din familia noastră și mama și fratele meu Florin, poate să stea și acolo, care problemă? Ori la mine, ori la ea, tot aia e. Și mama nu a dormit aici la mine timp de 2 săptămâni. Care e problema? Uite, frate meu Florin, dacă ar fi acum ce nu poate să doarmă la mine? Sau eu la ei? Păi e ce, eu nu pot să dorm la tine, mă? Bine că se fură. Cum să nu, prieteni? Lumina am luat-o la mine. Nu că s-au certat sau ceva sau nu știu. Am luat-o la mine ca să treacă și ea, să iese din perioada asta, să fie mai altcumva. La mine la stradă e altcumva, altă lume, altă ală. Nu vă gândiți că vezi doamne să am luat-o ca să fie mai aproape de cine doamne sau că încercăm ceva, să facem ceva. Nu, prieteni. Am luat-o la mine ca să o ajutăm să treacă prin perioada asta grea. Ca să iese din perioada asta grea care trece acum, a vrut să fie mai aproape acolo, știți voi, da? Și s-a simțit la mine ca și acasă la ea, acolo unde stătea ea. Hai, zic că ți-a fost dor să stai, să locuiești la stradă. Cum? E mai bine aici? Treci o mașină la 2 săptămâni. Nu, acolo la tine, că mai ieșeam la poartă și veneam copiii, serios. Da. Mai mă uitam pe gard la ei. Păi și astăzi l-am alergat pe Alex. Bine, l-a alergat pe Alex astăzi. La poartă. A trecea de la magazin și a ieșit în calea lui direct. S-a pus pe fugă. Și el a zis, am încolit mașina, pentru că nu mă, nici ce nu vorbești cu mine, vine înapoi. Și s-a pus pe fugă și a intrat în curte. Și ce-a luat și da, prietenia. Haide. Dar nu vedeai că era în mașină. M-a speriat, dar nu zis, iasă copilul la stradă, în față mașina. Na. Ce să faci, mă, Lumina, asta e? Zic, cum a fost la mine? Serios, a fost? Papa! Dar cu bunicul meu, a fost răcoare în casă. Bă, intră în țară, închide ușa. Lasă că nu intră. Mamă, ce căldură e. Păi hai afară, că intră în țară. Haideți afară la răcoare. Nu, dar serios, a fost mai bine la mine. Mai vezi, lume trece, lume... Trebuia să nu ieși și mie ventilatorul tău. Pe bune, bă, lasă-mă aici, nu trece nimeni, nu vezi pe nimeni. Glumele, care e problema? Lumina poate să vină și la tine oricând și tu și voi la noi, care e treaba? Normal, prieteni, păi... normal. Păi ce așa, Bubu, n-ați văzut că vine la mine foarte des. Cam... Așa, mami, duce, vezi că nu ce. O vinea după Lumina, dar cu noi. Mai mult stă la mine decât la el, Bubu. Eu oricum să știi că ziua sunt la tine și aici vin doar noaptea. Ce vorbești tu? Nu primim chiriaș cu ziua. Hai să bem cafea. Bem cafea. Nu mai beam cafea. Cea mai tare, nu cafea mai. Te trezește că e lumina. Mamă, ce frumos ai făcut aici, bă. Uite ce frumos ai făcut aici. Am trâns toată iarba și prin vie tot. Da. Mi-a făcut frumos aici. Cum să nu? Adică ce? Eu nu sunt muncitor, nu muncesc. Mie îmi place să am curățenie, să am în curte, să stau, să... Nu, da, zici când ies ceva. La o cafea aici în foișor, să am totul frumos. Cum? Nu ne băgăm foișor. Da, unde? E cald acum foișor. Uite aici, stăm în față și noi. Uitați, prieteni, când a provocat pe Bubu să facă provocarea...
I-am zis să iese la poarta asta din spate, pentru că aici e mai aglomerat. Acolo e un magazin, e un bar. Nu știu dacă se vede. Și e mai multă lume acolo decât în față. Aici circulă lumea. Circulă lumea pe la magazin, pe la alea. Stă lumea pe terasă aici, afară, e o terasă acolo afară. Și acolo e lume mai multe decât aici în față. De aia i-am zis să iese atunci să facă provocarea în spate, dar oricum o să dau provocarea asta. O să dau până la urmă pe Tito. Mă, cine mai bea cafea acum la ora asta? Nu. Ce faci, mama? Ai venit la copilul tău? Am venit aici și la copil. Hmm? Bești ceva, mă, da, ceva de bot. Nu, bă. Stăm la școală. Nu mai mișcă telefonul. Da, așa să-l fixez. Așa, îl fixăm așa. O, deja ți-a intrat în atribuții. La mine nu vei trebuie. Să te, uite, aici deja gata. Te-au băgat în treabă. Bă, dar ce bine se vede la tine pe telefon. Dar pune din vizor, că mă cedai să pun achile, să cer jumate. Din livada lui tata. Lasă, auzi. Ce bine se vede la tine pe telefon. Păi despre ce vorbim? Păi ce telefon am eu și ce telefon ai tu? Așa, ești mai bogat. Nu vorbi așa, nu fii ironic. Nu, ești mai bogat. E telefonul lui Câmpeană, că Câmpeană are telefon mai șmecher. N-are deloc. Nu am deloc prieteni. Sunt sărac. Nu mai ai acces la telefon. Da, nu mai are voie, a? Stătea toată ziua pe Facebook. Are prea mulți prieteni. Ești ca unul baba să vin cu Cătălin. Are prea mulți prieteni care comentează acolo, n-ai văzut. Da, așa, eu pe zile, de camera fetă. Șu. Pune bă și tu apă. Se vede așa. Băi, Bubu. Fii atent ce vreau să fac. Le spun și la prieteni aici. Vreau să fac în seara asta un TikTok cu tine. Nu joc. De ce? Nu joc, nu. Nu joci? Da. Vreau să fac un TikTok cu tine. Nu merge, nu. Nu merge? Nu, am treabă de mâine, gata, nu mai. Bine, prieten, dacă el nu vrea, o să fac cu altcineva. Invite un prieten de pe vlog pe TikTok la un meci. Da, uite și asta. Prieteni, cine vrea să facă un meci cu mine să intre pe TikTok, Florin Mex de la Streha, Florin Mex, nu mai știu, Florin Mex. Sunt de acolo în follow, să facem un meci, un duel. Are bă, ne-am ieșit acum cu ce să vină la noi. Cum adică? I-am dat bicicleta, mâine îi cumpăr cauciuc să vină, să coboare cu ea, să nu mai... Care bicicletă i-ai dat? I-am, nu, uite, acolo, am spălat-o și... Nachera! Bicicleta aia e șmecheră! Da, mă, să o fac mâine, îi bag camera cauciuc. Da, mă, lasă, dar poate să meargă cu bicicleta. Când Anta vine, mama. Da. Anta pune. Da, mă, da. Cum să nu meargă? Da, mă, pe oricum vine atâta drum, vine pe jos. Nu mai vine pe jos. Vine, doar vine dimineața, dar oricum fratele meu îl duce acasă, în fiecare seară îl duce acasă cu mașina, nu o lasă să meargă pe jos. Hă, unde plecă lumina? Se instalează? Păi da. Și ce mai făcut, mă, Bobu? Nimic, ce să fac, am pus așa un vlog acum, al doilea vlog. Da. Două vloguri ai pus azi? Una, așa am zis, și 7 și 5. Oh. Nu e problemă. Ai început forță, păi trebuie să recuperezi zilele care nu le-ai pus. Exact. Da. Ce faceți, prieteni? Vă rog să lăsați și voi un comentariu acolo, să ne spuneți și nouă gândurile voastre bune. Și cele nebune. Bune. Ne comentați și nouă acolo. Filmă-o capă, n-am zis. Da. Hai, prieteni, acesta a fost și vlogul nostru de astăzi. Vă mulțumim frumos pentru abonare și pentru că ne urmăriți în continuare. Și chiar vă rog, pentru cei care nu s-au abonat, vă rog să vă abonați.
ca să văd și eu mai mulți abonați, pentru că eu sunt singurul vlogger, ca să zic așa în ghilimele, care are cele mai puține, cei mai puțini abonați. Mamă, ce ne servește! Băi, nu cred așa ceva. Măi, Lumina! Lumina, am ajuns să beau și... Ce faci aici? Florine, câte cafele bei pe zi? Măi, înapoi! Băi, beau vreo 4-5 cafele. Uite, am ajuns și eu la 4. La 3-4 pe zi. Păi numai dimineața bag 2-3 cafele. Așa bag și după aia dacă mai bag 2 cafele până seara. Uite, una seara și stau până la 1-2. Păi și eu am băut mai devreme o cafea. Nu e o jumătate de oră de când am băut o cafea. Da. Deci, prieteni, ziceam că fac încheierea, da. Și bă, avem și o rugăminte pentru cei care nu sunt abonați. Vă rog să vă abonați la canalul meu, la Florin Max, pentru că am văzut că foarte, foarte multă lume urmărește, dar nu este abonată. Eu sunt singurul vlogger care are cei mai puțini abonați. Vă rog să vă abonați și la mine, vă rog, să faci și eu 10-20 de mii încolo, 30 de mii de abonați. Prieteni, vă mulțumesc, o seară frumoasă vă doresc la toată lumea, seară vă pup!